Bună dimineața, suntem în pădurea Trivale, vis-a-vis de schitul din Trivale. Aici avem o avarie care s-a produs de la intemperii. Suntem obligați și nevoiți să luăm măsurile de rigoare și să refacem acest canal pluvial. Chiar dacă ne aflăm în pădurea Trivale, o protejăm cu toții și în acest sens, ieri în ședința de Consiliu Local, am luat o decizie de scoatere definitivă din fonduri forestier, o lucrare de interes public local, scutită de taxe. Lucrările vor începe în perioada următoare și vreau să informăm cetățenii că nu este vorba de nicio lucrare care să afecteze copacii și domeniul silvic. Este o lucrare de interes public local pe care trebuie să o efectuăm pentru a evita surparea acestui drum. Iar în acest sens sunt alături de mine și cu consilierul local, domnul Irimia, care vă poate spune câteva cuvinte despre decizia care am luat-o ieri în Consiliul Local. Eu am vrut în primul rând să mă asigur că nu este niciun fel de intervenție împotriva pădurii și a comorii noastre pe care o avem aici. Va fi un canal care va prelua toate aceste fire de apă care pun în pericol cetățenii care vizitează această zonă. Vreau să îi mulțumim și domnului profesor Ropcea, care ne-a atenționat de foarte multe ori că este chiar o zonă cu un real pericol pentru toți cetățenii care se plimbă. Și în același timp vreau și să se înțeleagă că toate dezinformările care și aseară au apărut că vom face nu știu ce intervenții cu tăieri de arbori în pădurea Trivale sunt tot niște minciuni mizerabile. Am luat special camera cu noi ca să vadă toată lumea despre ce este vorba și ce înseamnă acest proiect de reabilitare a acestui canal pluvial. Referitor la aceste taxe de care suntem scutiți, ne poate spune domnul inginer Silvi, care este aici cu noi. Domnule inginer, două cuvinte legate de acest proiect. Deci există două variante. Una cu scoatere definitivă prin care primăria va fi administrator cât va viețui orașul ăsta și nu va costa primăria nimic, adică niciun leu, sau cu scoatere temporară, așa cum prevede legislația, care costurile primăriei vor fi în jur de 11.000 de lei pe an, deci este taxă care se plătește la minister pe an, și s-ar putea ministerul pentru scoatere temporară să nu dea aprobare, pentru că scoaterea temporară, însăși denumirea ei, este temporară, pentru un an, doi, trei, maxim pentru son de 15 ani. Dar pentru acest obiectiv care va fi zeci de ani, sute de ani cât va trăi Piteștiul, va fi definitiv și s-ar putea ministerul să nu dea aprobare. Deci cea mai bună variantă și ca și costuri și ca și hârtii, să spun așa, aprobări, este scoaterea definitivă din fond forestier pentru care garda forestieră va da sigur aprobare, iar primăria va deveni administrator și va face acest canal funcțional și cu ce trebuie ca să nu se avanseze surparea. Vă mulțumesc! Dragi piteșteni, această lucrare de interes public local afectează doar 172 de metri pătrați, suprafață care va fi scoasă definitiv din fondul forestier.